Bună, dragul meu Capricorn, bine ai venit la citirea ta pentru predispozițiile energiei lunii decembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au luna, soarele și ascendentul în Capricorn. Bine ai venit, îți doresc sărbători frumoase, îți doresc să fii bine, să ai casa plină de prosperitate și de abundență, plină de iubire și de liniște, de pace în suflet. Îți doresc un an nou minunat, în care să fii bine, în care viața să fie bună cu tine, în care să alegi și să faci alegerile conștiente. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru luna decembrie pentru tine, cu precizarea că Marte va continua să fie în gemeni, produce în continuare haos, atenție la cum circulați, atenție la ce discutați. Spre sfârșitul lunii decembrie, Mercur retrogradează în Capricorn. Din nou, atenție la zboruri amânate, la transport anulat, la rezervări, la contracte pe care trebuie să le semnați și așa mai departe. Vestea bună aici este că Jupiter ne va încălzi din nou din berbec, unde avem încă o dată șansa să ne definim eul, să ne hotărâm cine vrem să fim, pentru ce vrem să luptăm și ce viață vrem să alegem. Mesajul pentru Capricorn este îngândurare, gânduri, sunteți îngândurați, vă gândiți la ceva, vă gândiți unii dintre voi la cineva cu inițiala M. Unii dintre voi la cineva cu inițiala E. Bărbatul prosper sau omul prosper. Veți avea parte de prosperitate sau vă gândiți la prosperitatea voastră, sunteți cumva introspecți și faceți un bilanț al realizărilor și provocărilor voastre din acest an și vă stabiliți noi idei, noi țeluri pentru anul ce urmează. Uite că mă mănâncă palma stângă, nu știu în alte țări ce se spune, dar când te mănâncă palma stângă se spune că primești ceva, primești abundență, primești bani, are legătură cu prosperitatea voastră aici. Onoare. Vă gândiți la onoarea voastră, vă gândiți să vă asumați lucrurile, vă gândiți să fiți corecți sau vă gândiți la toți cei care, posibil, nu și-au asumat și nu au fost corecți cu voi. Cartea asta m-a urmărit la toate semnele până acum și o justiție, doriți validare, vă gândiți corect și cinstit la niște lucruri foarte importante din viața voastră. Unii dintre voi la o doamnă, alții dintre voi la partenerul vostru, depinde după caz cum se aplică aici. Și vreți o soluție, vreți o concluzie. Și mesajul, vreți să transmiteți o concluzie sau vreți să primiți o concluzie? Numerele 16, 13, 25, 23 și 7 vor fi importante. Să vedem și în ce măsură. Pentru fiecare zonă din viața voastră, arie din viața voastră, voi lua câte 4 cărți, câte una pentru fiecare săptămână. În relație, în prima săptămână vei fi confuz. Confuz în ceea ce ține de statusul relației tale. Dacă ești într-o relație, nu știi cum funcționează aceasta și tocmai de aceea ai gândurile astea în care vrei o soluție, vrei să discuți despre o soluție clară pentru a nu mai rămâne în incertitudine. Aici vorbim și despre un conflict interior care are legătură cu stabilitatea ta pentru că îți dorești ceva stabil. Dar aici vedem turnul. Cumva simți că pământul îți fuge de sub picioare, că nu știi încotro să te îndrepți și aici diavolul vine și spune că s-ar putea să ai parte de un atașament și s-ar putea ca unii dintre voi să nu dea drumul unui lucru, unui aspect, unui timp de comportament sau unei persoane din viața voastră care este menită să plece. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie,
Sau într-o relație, da, stabilă. Trebuie să vă schimbați din nou comportamentul. Diavolul vorbește despre control și despre atașament, despre a ține de lucruri, să fie într-o anumită formă, sub o anumită formă, despre comportamente nocive pentru voi în relație. Și atunci, patru de monede spune, este timpul să dai drumul, da? Cum fac ca relația mea să funcționeze? Dacă aveți aici o căsnicie, o discuție cu partenerul vostru, vă poate aduce în viață liniște, reușită. Amândoi, indiferent că sunteți în separare, în uniune și așa mai departe, trebuie să renunțați cumva la a controla și la a dori ca lucrurile să funcționeze într-un anumit fel. Să vedem ce înseamnă aceste lucruri. De ce avem luna? Luna se clarifică cu soarele. Sunteți foarte pesimiști, cumva, ușor nemulțumiți, pentru că lucrurile poate nu ies așa cum vă doriți, sau poate partenerul vostru nu vă sprijină așa cum vă doriți voi, dar vă sprijină așa cum pot ei. Pentru cei care sunteți, evident, într-o relație stabilă, pentru cei care sunteți singuri, nu vă mai măcinați atâta, nu vă mai măcinați, renunțați la măcinarea asta și la suflet, pentru că Universul are grijă să aducă soarele în viața voastră. Iar pentru cei care sunteți în separare, renunțați la a ține cu dinții de ideea asta de a primi mesaj, de a vedea ce face, pentru că veți afla. Dar atunci când trebuie, atunci când este important, pentru patru de monede avem nouă de monede, care spune, s-ar putea, dragă suflet, să te afli într-un ușor dezechilibru, într-un ușor atașament în care să depinzi prea mult de celălalt și este vremea ca tu să contezi, ca tu să depinzi de tine. Ca tu să depinzi de tine, te bazezi prea mult pe celălalt și este foarte bine, dar un parteneriat trebuie să fie făcut dintr-un întreg și alt întreg, nu din jumătăți. Turnul. 8 de cupe. Posibil unii dintre voi să treceți printr-o separare, da? Cineva a plecat și atunci să așteptați aici poate actele de divorț sau vești, să primiți vești de la persoana pe care voi o iubiți. Însă soarele aici aduce lumină, aduce claritate, aduce vizibilitate. Pentru diavol avem 10 de monede, aduce împlinire. Dragii mei, dacă vreo relație din viața voastră nu mai funcționează sau o relație din viața voastră nu mai funcționează, poate cel puțin temporar este momentul să dați drumul aici, pentru că 10 de monede vorbește despre împlinire, despre împlinire cumva stabilă, despre stabilitatea voastră. Stabilitatea voastră există aici și va exista, dar atunci când veți da drumul acestei frecvențe de diavol aici, care înseamnă atașament, sunt prea atașat de celălalt, contează foarte mult, mă cert cu el că nu face lucrurile ca mine și să îmbrățișați energia lui 9 de monede care spune, mi-e bine singur, hai să mă bazez pe mine, hai să-mi văd de treaba mea, să-l las pe omul ăsta în pace pentru că este mai bine așa. Și atunci mi este mult mai bine aici în iubire. Un mesaj pentru voi în iubire. O călătorie. Discuțiile voastre de acum nu sunt finale, sunt temporare, se desfășoară, sunt în desfășurare. Așa că păstrați-vă inima deschisă și mintea pozitivă pentru a lăsa loc Universului și binelui să se manifeste acolo pentru voi. Că dacă intrați prea tare în energia aceea a diavolului, te vin lucrurile mai toxice decât ar trebui să fie. Împăcare, iată, asta vă doriți voi, împăcare, după cum vă spuneam, lăsați lucrurile să se întâmple, pentru că aici totul este posibil. Pe plan material, în prima săptămână avem cumpătarea, lucrurile stau bine, sunt cât de cât echilibrate, apoi avem pajul de spade, unii dintre voi veți obține o diplomă
Sau vă gândiți la o realizare, vă faceți niște planuri. Ia uite, aici avem 5. Schimbare pe plan material. Aici avem cartea Moartea care spune din nou transformare. Aici avem Împăratul și Doi de Bâte. Unii dintre voi vă trasați niște planuri de business, niște noi idei pentru ca la anul să fie fiți promovați, fie să vă faceți afacerea voastră. Unii dintre voi doriți să închideți o afacere și nu știți cum să faceți, iar alții dintre voi doriți să vă relocați, să vă schimbați țara sau să faceți, vi se cere să faceți o delegație, o relocare temporară pentru o anume perioadă de timp și nu știți ce să faceți. Unii dintre voi aveți o discuție cu șeful din care nu aveți nicio concluzie. Vă doriți o creștere. 6 de cupe. Dacă vouă vi se pare sau vi s-a spus nu acum sau aveți impresia că lucrurile nu se realizează pentru voi acum, se reia discuția, se va relua discuția, dar trebuie adusă o îmbunătățire în argument. Iată. Cavalerul de spade. Mai trebuie să puneți acolo pe foaie îmbunătățiri, să mai adăugați informații, să vă mai clădiți cazul pentru a avea succes. Iar la partea emoțională avem așa, 7 de spade, 7 de monede, regele de cupe și 3 de spade. Pe unii dintre voi vă văd cu inima cumva închisă și cumva ignorând dragostea. Gândindu-vă că orice minune ține doar 3 zile, da? Că nu, oricum lucrurile nu merg. Pe alții dintre voi vă văd cumva supărați din cauza unor provocări medicale, unor dureri pe care le aveți și despre care nu știți. Aveți niște dureri de stomac, unii dintre voi, de gât, de gură, ceva pe la gură, dinți, și nu știți exact de unde vin sau cum să rezolvați această problemă. Unii dintre voi vă sabotați singuri, să știți, cu gândurile voastre vă dați așa o stare de rău, încercați să lucrați cu mintea voastră, iar unii dintre voi sunteți necăjiți din cauza acestei separări. Încetați spre binele vostru pentru a lăsa loc lucrurilor să se manifeste, să vă mai sabotați și să mai suferiți atât. Degeaba suferiți, că și dacă suferiți și dacă nu suferiți, lucrurile se întâmplă tot cum trebuie să se întâmple. Iată, bucurie. Veți petrece sărbătorile cu bucurie, veți petrece sărbătorile frumos, veți fi bucuroși, veți fi armonioși și puterea, dorința sufletului vostru, voința sufletului vostru se împlinește. Mai avem aici niște cărți oracol cu mesaje pentru voi. Mesaj pentru Capricorn în decembrie. Provocări. Blocaje, teamă, negativitate și trădare. Posibil ca cineva să vă fi trădat, posibil să fi avut niște blocaje până acum, posibil să aveți frici pe care trebuie să le depășiți și cărora să le dați drumul. Este nevoie să vă ridicați singuri. Nu vine nimeni. Știți cine vă ajută? Eroul interior. Voi. Galactic. Familia vă poate ajuta. Familia, prietenii vă pot ajuta. Printr-o rugăciune vă puteți ajuta. Voi, credința voastră vă poate ajuta. Și aici avem încredere, care înseamnă să depășim obstacolele, dubiile, nesiguranța și să avem răbdare. O inițială SU foarte puternice. Da? Vă văd cumva la începutul lunii pesimiști, însă spre sfârșitul lunii petrecăreți. Bun. Mai avem un mesaj pentru sufletul vostru, care spune soarele și stelele, stelele și soarele, cum vreți voi să o luați. Păi avem aici deja soarele, unde este? Nu este, am visat că este soarele, da, am visat că...
De la leu mă gândeam că leul este guvernatorul soarelui. Iese soarele, dragii mei, pentru steaua voastră există speranță, iese soarele pe strada voastră. Vedeți aici pisica se uită pe acest dispozitiv, pe binoclu, pe observator, pe cum se numește, telescop. Intuiția este observatorul. Lăsați lucrurile să se întâmple pentru că veți avea bucurii mai mari decât vi le-ați fi putut voi face cu mâna voastră. Ca semne astrologice la relație avem așa. Fecioara era, dragii mei, soarele. Era. Am văzut bine. Da? Deci există soarele. Este soarele pe strada voastră. Fecioara, leul. Capricornul, voi, pești. Taur. Rac, taur foarte puternic, berbec și scorpion. La partea de plan material, aveți așa, vărsătorul foarte puternic, racul, berbecul, scorpionul, săgetătorul, gemenii și scorpionul din nou. La partea de sănătate, stare emoțională, cum vreți să o luați. Aveți leul foarte puternic aici, aveți balanța, scorpionul, vărsătorul și fecioara. Voi aveți așa cu o energie de pământ de lucrat și cu o energie de apă. Cumva pe acestea le văd foarte puternice. Bun, talismanele pentru voi. Avem o albinuță. Vă veți epuiza cu gândurile voastre dacă nu încetați. Aveți încredere că totul în jurul vostru se va aranja natural. Uite, aveți succes. Iese soarele pe strada voastră, după cum spuneam. Veți închide o poveste. Ieșiți din starea în care sunteți acum, aceasta mai pesimistă. Aveți rost de petrecere și de bucurie aici. Văd un semn al vărsătorului. Începe ceva frumos care ia amploare în februarie. Acest mesaj pe care îl aveți aici, folosiți-vă intuiția când răspundeți sau când, nu știu, stabiliți niște lucruri. Avem o inițială C și un vis pe care voi doriți să vi-l realizați. O lună minunată, dragii mei, vă urez să aveți sărbători plăcute, sărbători fericite, alături de familie, de cei dragi, să aveți iubire, să aveți casa plină de veselie și de armonie, să ieșiți din starea aceasta ușor tensionată în care sunteți, pentru că iese soarele pe strada voastră. Iese soarele și veți avea parte de iubire și veți primi și recunoștință și ce e corect, e corect. Să fiți bine, să aveți un an minunat și un decembrie pe măsură. Pa, pa!